Bună ziua, dragi români! Bună seara, de fapt, că e seara deja. Am ajuns la Tulcea, aici unde am întâlnit o echipă de oameni frumoși, patrioți, naționaliști, care vor să ducă lupta mai departe, deși au primit o oarecare dezamăgire. Suntem alături de filiala noastră PPR, la care s-a adăugat alți oameni de bună credință, care vor să vină alături de noi și să ducem steagul tricolor mai departe. Și domnul Dumitru Viorel Focșa, colegul meu deputat, a venit de la Constanța până la Tulcea ca să fim mai mulți și mai puternici și mai hotărâți în a duce lupta mai departe. Avem alături de noi și pe domnul Aurel Nane, care este coordonatorul, președintele unei filiale a unui partid de la care a plecat sau s-a desprins. S-a stins. Da. Avem alți coordonatori de la același partid care decid să vină alături de noi și împreună vom fi mai puternici sub umbrela PPR. Domnul Focșa? Da, pentru mine a fost o surpriză plăcută în seara asta. Auzisem ceva, zvonuri, dar ca să întâlnesc asemenea bărbați, colegi români adevărați, față către față și să schimb cuvinte atât de profunde, chiar m-am mișcat și nu îmi pare rău că am intrat în această mișcare politică alături de tine și de doctorul Răzvan Constantinescu, candidatul nostru la președinția României. Îl felicit pe domnul Nane și îmi pare rău, doamna senator, ai pierdut niște oameni, păcat de ei, păcat de țară. Aveți grijă că SOS repete mișcarea au. Felicitări dumneavoastră, da, mulțumesc, pentru organizarea care o aveți. Mulțumesc. Felicitări tuturor colegilor dumneavoastră, da. Și felicitări domnului... Domnul Dan Jivan, coordonator PPR Tulcea, iar acum va conduce filiala alături de domnul Aurel Nane și de restul colegilor. Succes! Se îmbătui că timpul e scurt. Avem de muncă, băieți! Repetăm mișcarea din 2020. Așteptăm alături de noi pe toți oamenii de bună credință, pe toți patrioții și haideți să ducem PPR în Parlamentul României. Doamne ajută!